Кнавям чинься ша сянь, а мерзку паринці на спеці ленішчі руді. І рамла маса щамен чапут бруск садодін кап, а фос примадати кін місіян тим плаша чава. Ле мішкирі не контролати дін кап, садогат щілі дімінь, пічарі, а мен чапут зі скот суняти чудазі. Паринці нуш сяв чай куміня, маду спіла медич, а млад медикаменті, а мерзла акупунктури, масаж, процедур ді фізіотерапія. Însă toate aceste proceduri se făceau fără a avea vreun diagnostic exact. La școală, copiii reacționau în mod diferit. Unii râdeau, alții mă arătau cu degetul, dar apoi s-au obișnuit. Diagnoza exactă am aflat-o în adolescență, sindromul Tourette. Și eu și tata am primit acest lucru cu calm, însă mama era mai sensibilă. Medicii mi-au explicat ce este acest sindrom, de unde vine, mi-au povestit despre cazuri asemănătoare. Asta m-a ajutat foarte mult. Am început să mă interesez de acest sindrom, să citesc tot ce găseam despre el. Însă Tourette-ul este mai puțin studiat și încă nu se știe totul despre el. După un an de la terminarea școlii, am mers la facultate. În primul an am fost cel mai bun student, iar în anul 4 am obținut chiar și o bursă de merit. Cu timpul, am început să-mi stăpânesc ticurile. Se întâmplă mai rar când cineva le observă. Nu urăsc Tourette-ul. E ca un musafir nepoftit, care stă undeva la o margine, dar eu merg mai departe și în vederile mele. Viața e scurtă, eu trebuie să lucrez, să mă dezvolt și să-i asigur un viitor fetiței mele. Dar Tourette-ul? Hai să zic în limba lui, dă-le măsa, nu am eu timp pentru asta, nu pot și nu am voie să-mi pierd timpul cu toate momentele lui.